participa la lucrările ședinței ordinare cu un singur punct de ordine de zi, care spune cam așa. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Vorgeri de sub Acord la data de 31/8/2020. Inițiator, domnul primar Ciolacu Gheorghe. Înainte de a trece la ordinea de zi, am dorit să supunem la vot procesul verbal din data de 31/7/2020. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Înainte, totuși, să pun întrebarea domnului secretar, ca să fim siguri că suntem în legalitate, și anume, conform codului administrativ, articolul 204, litera J, consilierul local își pierde calitatea de membru din Consiliul Local în momentul când nu mai este pe listă, când nu mai reprezintă partidul pe care a fost desemnat. Pe de altă parte, am discutat și am înțeles că suntem în ultimele 6 luni de mandat și totuși nu s-ar mai ține cont de aceste prevederi și vă rog să vreau să fiu sigur că putem participa, semnalul ăsta de prezență și că putem vota. La această dată, calitatea de membru este a unui membru de partid se retrage de către conducerea executivă a partidului. La această dată eu n-am primit în sensul ăsta niciun fel de documente privind retragerea calității de membru. Pentru niciunul dintre cei de față. Știți că am mai avut un caz de înlocuire, dar nu era partidul tău, interesant. Atunci au existat... Domnul Budnar, haideți să lăsați să răspund la întrebare. Atunci a existat, țin minte, din partea partidului, cer de înlocuire. La ora asta nu avem nicio sesizare în sensul ăsta, deci... Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi. Noi de hotărâre de primire rectificarea local Comunei Vorgești, la data de 31/8/2020, domnul primar, descuvântă. O să dau citire referatului pe care l-a primit. În mari o să vă pot spune despre ce este vorba. Este vorba de suma de 188.000 de lei primită pentru persoanele cu handicap, cheltuielile de personal cu persoane din handicap din Comuna Hoțești, adesea primit în data de 20/8, am venit, am făcut convocarea, vă citesc dacă vreți și referatul de aprobare care s-a la baza inițierii acestui proiect, de bugetul local al Comunei Hoțești, județul Bacău, pentru anul 2020, a fost aprobat pe HCD-ul 4 din 17/2/2020, la acea dată, în partea de venituri, cât și cheltuieli, totalizate la 7.020.000 de lei. În data de 28/2, s-a rectificat bugetul prin hotărârea 7/28/2020, ajungând la partea de venituri la suma de 10.786.169, iar la partea de cheltuieli la suma de 15.473.159 de lei. În data de 30/4/2020, s-a rectificat bugetul local al Comunei Vorgești, atât în partea de venituri, cât și în partea de cheltuieli, cu suma de 49.000 de lei, sumă primită la Ministerul Finanțelor Publice, prin adresa de 2335 din 23/4/2020. La data de 29/5/2020, s-a rectificat bugetul local al Comunei Vorgești, cu suma de 50.000 de lei, prin diminuarea capitolului 54.02.20 și majorarea sub capitolului 70.06.71, cu suma mai sus e anunțată. La data de 30/6/2020 s-a rectificat bugetul local ca urmare a influențelor primite prin HG 554 din iulie 2020, privind suma de 310.000 cu destinație specială nominalizată în cadrul hotărârii în urma inundațiilor din anul 2020, cu cufund. Urmează refacere 1,7 km de CSAT Bazga și refacere 3,1 km SAT Galet. La partea de venituri se necesitează 310.000 la capitolul 42200. Subvenții primite din fondul de intervenție al Guvernului, la partea de cheltuieli se încercează suma de 310.000 la capitolul 8402, drumul și poduri reparații curente. La această dată, la 31/8/2020, se impune rectificarea bugetului local ca urmare a influențelor primite prin adresa venită de la AJFF Bacău, conform ordonanței de urgență 135/2020, repartizând sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, finanțarea drepturilor asistentelor personal, ai persoanelor cu handicap grav și indemnizații lunare acestora. În cadrul bugetului avem repartizată suma de 188.000 de lei pentru plata drepturilor asistentelor personal, ai persoanelor cu handicap grav și indemnizații lunare ale acestora,
repartizată în trimestrul 3 al anului 2020. La partea de venituri se înregistrează la capitolul 21.11.02 suma de valcate din TVA, iar la partea de cheltuieli se înregistrează în capitolul 68.02.10 cheltuieli de personal persoane cu handicap. Creșterile avute inițial în sumă de 789.000 de lei, inițial la începutul anului prin bugetul inițial, nu a acoperit plata asistenților personale a persoanelor cu handicap grav și indexul acestora decât pentru 5 luni. În momentul de față, noi suntem în restanță cu 2 luni de zile, atât la salariați, cât și la indemnizațiile pentru persoane cu handicap. La această dată, bugetul rectificat va ajunge la partea de venit în sumă de 11.579 de lei, iar la partea de cheltuieli la suma de 16.194.159 de lei. Având în vedere cele prezentate mai sus, venim cu propunerea, cu prezentul proiectului de hotărâre, de a rectifica bugetul local cu suma de 188.000 de lei, la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, și alocarea lor pentru plata salariilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Mulțumesc, domnul primar. Avem deja o înscriere la cuvânt. Cine mai dorește? Da? Mai dorește cineva să înscrie la cuvânt? Domnul Crescu. Rămâne lista deschisă. Doamna Temer, aveți cuvântul. Domnul consilier, după cum știți, în cadrul primăriei, în special în compartimentul contabilitate, a fost o problemă, s-a suspendat doamna contabilă, a preluat atribuțiile o altă colegă care a stat doar în concediu medical de atunci și după, acum am înțeles că de câteva zile e o altă colegă care a preluat atribuțiile. Când s-a făcut invitația și tot pentru ședință, au trecut suma de 188.000 de lei la asistenții personal, dar nu s-a știut exact cât ar trebui pentru salariile asistenților personal și cât pentru indemnizațiile acestora. De aceea propun un amendament de introducerea articolului 2 la hotărâre, la proiect de hotărâre, care să sune astfel că se repartizează suma din cei 188.000 de lei, 158.000 de lei reprezintă salariile pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, capitolul 6810, iar suma de 30.000 de lei reprezintă indemnizațiile persoanelor cu handicap, capitolul 6857. Acesta e amendamentul pentru că nu reiese exact. Păi, în cazul ăsta să vină cel de la contabilitate să facă modificarea asta, să o vedem necropiat. Eu nu pot să știu. Dar trebuie să o aprobăm. Și după aceea să o aprobăm. Da. Practic, ca să vă ne lămurim, suma este în acel, în cazul același capitol, numai că noi avem două subcapitole, având și angajați ca asistenți personali la persoane cu handicap grav, cât și persoane care iau numai indemnizații. Da. Trebuie de fapt atât suma, că nu merge la același. Supunem la vot amendamentul? Cine este pentru? Păi, mai am un scrierilor. Mai sunt un scrierilor. Atunci, lăsăm, mă scuzați. Lăsăm să ia cuvântul de consilierii și apoi să o punem amendamentul. Doamna Temea. Atât. Asta da? E amendamentul acestei. Domnul Sufescu, vă rog frumos. Da, eu am întrebat și în ședința trecută dacă e domnul primar sau doamna vice care poate să ne răspundă ce zonă din bază va trebui reabilitată sau va fi reabilitată cu acești bani. Și nu mi-ați răspuns, a spus că nu știți exact, veți vedea un pod este care trebuie făcut, restul despre ce este vorba. Pentru că mi s-au făcut niște sesizări acolo la... Nu-i la ordinea de zi, domnul Dumnezeu. Păi, e vorba de banii ăștia care se alocă, nu se alocă. Nu. Dar asta scrie și aici. Nu, aia e introducerea. De ședința trecută. Practic, la ce se referă, trebuie să faci un istoric al tuturor. Bun, da. Domnule, chiar dacă e la ordine de zi, chiar de tot interesează locuitorii, nu? Bine, asta da, dar nu e la ordine de zi. Tot niște bani sunt care se alocă, în special pentru așa ceva. Știu, vă înțeleg, dar banii, rectificarea de astăzi nu are legătură. Domnul președinte, nu vreau să jignesc pe nimeni, vreau să pun doar o singură întrebare pentru cetățeni, da, că vor să știe și de ce și vor să răspund și de ce. Pentru că la Manolache, acolo, la bifurcație, acolo, urma ploilor, s-a distrus zona aia iarăși și trebuie intervenit.
De-aia vreau să întreb, să ajung la știu, capătul întrebării, dacă îmi dați voi. Asta era... A, ok, dacă nu luați în considerare, nu e nicio problemă, să-mi dați vreun răspuns. Atât am avut de spus. Bineînțeles că știți și celelalte drumuri, dar vă-ți mai băgat în întrebări și interpelări, așa că... Putem discuta asta? La nivel, da. Păi nu aveți diversii. Haideți, nu vă pot răspunde. Este pe dispoziție. Este, dar prin... a fost o emisiune cu colega n-a pus. Deci, nu e punct de... Există, da. Suntem în sediță ordinară, nu da. Da. Oricum, discutăm la diversi. Da. Lăsăm la diversi ca să nu încurcăm. Domnul Dămă. Da, mulțumesc. Tocmai... situația asta, faptul că avem atât asistenți personale angajați, cât și persoane care sunt pe indemnizații, noi lucrurile astea trebuia să le vedem practic în expunere de motive. Trebuia să știm dinainte, pentru că numărul lor variază. De la lună la lună știm că mai apar cazuri noi. Tocmai de asta, zic, noi ar trebui să fim... Nu există o informare în acest sens. Noi la începutul anului am aprobat acea sumă inițială de 789.000 de lei, care iată că n-au ajuns din păcate decât pentru 5 luni. Din da, deodată, la început am spus că nu ne-a ajuns deodată. Ceea ce înseamnă foarte, foarte puțin. De obicei se întâmpla că banii alocați la început de an să ajungă cel puțin până în septembrie, octombrie și rămâneam descoperiți 2-3 luni. În momentul când ajungem descoperiți încă după, din luna mai, deci practic am acoperit doar 5 luni la plată, nu pot să nu mă întreb ce vom face din octombrie încolo, din septembrie practic. Deci noi banii ăștia acum vom plăti cele două luni restante. Dar vreau să vă întreb ce măsuri și ce soluții vom găsi pentru ca noi să putem asigura suma de plată până la sfârșitul anului. Tocmai de aceea o să vă rog să ne prezentați o situație la zi, exact, care este numărul total de asistenți personali, atât angajați cât și pe indemnizație, să ne spuneți care este suma lunară care noi trebuie să o avem în bugetul local pentru a acoperi această cheltuială și automat să facem calcul să vedem care este suma anuală de care vom avea nevoie. Noi știm că avem acea contribuție proprie de 10% din bugetul local. Automat, cei 90% vor trebui acoperiți și insistat la instituțiile statului ca să avem sprijin în acest sens. Suntem și în acest caz, din păcate, una din comunele cu un număr foarte mare de asistenți personali și nu putem să lăsăm așa să ne trezim. Deci acum oamenii ăștia vor primi restanțele pe acele două luni, dar ei deja știu și se așteaptă la faptul că până la finalul anului din nou vor avea aceste probleme și nu vor primi banii. Deci noi trebuie să facem absolut să luăm toate măsurile necesare și să le dăm siguranța că vom face tot ce ține de noi ca ei să nu mai întâmpine aceste probleme. Așadar, asta vă rog să ne spuneți suma necesară lunară, numărul exact de persoane care să ne spuneți cât am avut la începutul anului, la cât am ajuns acum, ca să vedem care e evoluția, să vedem cât reprezintă cei 10% din bugetul local, ca să le vedem cât am alocat noi la începutul anului. Adică sunt niște date care noi trebuie să le știm ca toată lumea să fie informată și să se vadă că nouă cu adevărat ne pasă de acești oameni. Mulțumesc. Da, ca să vă dau, dacă dați voie, domnule. Eu am spus din la început, dacă ne-am aducem aminte, la îndocumirea bugetului local pentru anul 2020, am spus de la început că banii respectivi nu ne vor ajunge decât până la jumătatea anului. Au fost cheltuieli, așa cum a spus și dumneavoastră, numărul persoanelor cu handicap gradul 1, care beneficiază cu două asistenți personal sau indemnizații pentru persoane cu handicap gradul 1, este într-o continuă migrație. Vin și pleacă. Deci nu putem să spunem că în luna respectivă, da, putem spune că avem în luna august, în luna septembrie, n-am okay. Văzut, dar răspuns, oscilează. Oscilează, nu se pune problema. Deci este o sumă oscilantă, dar oamenii au dreptul să solicite în urma certificatului de grad grav cu asistent personal, au dreptul de a solicita un acord din partea DCSAPC-ului Bacău în care solicită însoțitor și atunci vin cu drepturi salariale pentru persoana, asistent personal a persoanei cu handicap sau cu indemnizație a persoanei cu handicap în sine. Dacă cetățeanul respectiv își exprimă, bolnavul respectiv, persoana cu handicap gradul 1 grav își exprimă dorința de a avea
însoțitor. Da, domnul primar, asta nu știm, să... concret, să vedem sumele necesare. Concret, am să vorbesc cu doamna, cu doamna actuală contabilă, ca să nu zicem că asta vorbeam și astăzi, în luna august am avut 3 contabili la primăria Horgești. Așa, și o să rog pe doamna contabilă ca până la sfârșitul ședinței să ne spună cum e necesară. Asta vine la momentul aprobării. Înainte de aprobare, noi trebuie să știm. Poate nu ajung banii, poate nu se vedem bun, numărul de bani. Banii oricum n-ajung. Domnul Greu, deci suntem conștienți că n-ajung banii. Bun. Atenție ce vă spun eu. Știți un pic, dar să nu mă să vă spun. Noi, ca nivel de conducere a UAT-ului Horgești, am făcut atât la Direcția de Finanță, cât și la DZACPC. Am făcut adrese prin care am solicitat necesarul, așa cum zice dumneavoastră, la luna respectivă, în luna iulie, am zis atâta avem costurile să ridică o anumită sumă, am solicitat fonduri până la sfârșitul anului. Am privit cu destul reticență faptul că am primit o sumă destul de infirmă. Vă dați seama că nu ne ajută decât să trecem partea asta de... și o să rămânem, exact cum ziceți dumneavoastră, iarăși într-o situație. Dar situația asta s-a întâmplat, dacă o stau și ne amintim cu toții, la 2016, când am preluat mandatul, cred că au stat vreo 4 sau 5 luni, persoane care am dat, iar n-am primit, și s-a întâmplat anul ăsta. Deci 2017, 2018, 2019 n-au fost, au fost cu fonduri alocate și vorba dumneavoastră, la sfârșit de an, dacă au fost mici diferențe, am primit și banii respectivi, am solicitat și am primit și banii respectivi. La ora actuală, eu am să urăg un pic până discutăm cât ar fi cheltuială necesară pentru o lună de zile și atunci o să vedeți, eu am făcut un calcul simplu, dacă 789.000 ne-au acoperit plata asistenței personal și indemnizații pe 5 luni, împărțim la cele 5 luni și o să vedem că plata asta s-ar putea să nu acopere nici cele două luni de stat. Dacă permite să adaug, domn primar, ar trebui să spuneți și situația din 2016 pe care ați luat. Păi eu am zis. Care era destul de gravă și care cât de cât s-a adus. Păi eu am zis așa, adică am ajuns, am avut 4 luni în care nu am putut, dacă ține minte, am venit atunci cu o plată din partea Consiliului Local, o lună am suportat din bugetul local, sunt mai multe. Și pe de altă parte, nu spune nimeni că peste o săptămână că nu primim adresă, că ne mai virează niște bani. Deci, la ora actuală, un calcul simplu arată că suma asta nu știu dacă ne ajunge nici pe cei 10% datoria noastră, da. Obligația, sunt asigurați? Am 91.000 de lei. Deci sunt asigurați? Da. Păi nu sunt. Nu, am pus și noi la suma pe care era la momentul respectiv, la jumătate, la suma primită la jumătate de an. Nici da, avem garanția că cei 10% UAT-ul îi poate asigura? Îi poate asigura. Bun. Deci 90% depinde de statul român. De sume defalcate, de sume defalcate, sume defalcate din TVA, dispune de sume defalcate. Aici așa nu se poate interveni decât cu adresă la... Am făcut ceea ce s-a făcut. Respective. Și în asta este situația. Dacă să mai permiteți, domnul președinte, aș vrea ca domnul primar să ne dea asigurări că suntem exact la 2 săptămâni de la începerea, până la începerea anului școlar. Și vă rog să ne dați asigurări că școala va începe în siguranță pentru toți copiii din comună. Asta la diverse. Păi nu e la diverse, pentru că dacă nu... Păi nu știu ce legătură are persoanele de cap cu începerea anului școlar. Pentru că suntem la o rectificare bugetară și poate dacă școlile nu sunt pregătite, poate ar trebui să luați în capul inclusiv o rectificare bugetară către instituțiile de învățământ din comună, ca ei să poată începe școala în siguranță peste 2 săptămâni. Nu o să vă răspund la diverse. Eu încă mai rămân la diverse și e o problemă destul de mare, pentru că la ora actuală Guvernul României dar nu avem un ban alocat pentru așa ceva. Dar eu zic să vorbim la diverse, care putem să discutăm cu toate. Deci știm ca ordinea de zi. Urmează domnul Căsă. Deci mă duc până la voi, mă duc până la doamna. Să înțeleg bine că banii astea sunt foarte puțini. Și aproape că nu ne ajung pe astea două luni. Eu mai amintesc ceva foarte important. În 2016 noi am umblat la excedente. Și nu ne-am jucat cu grupul ăsta de oameni. Pentru că destul că sunt chinuiți, îi mai chinuim și noi când nu dăm banii, poate pentru o pâine. Deci umblăm la excedent, facem calcule, banii ăștia oricum ne intră, că ne intră din TVA. Și să încercăm să-i ducem, să trecem și din campania asta electorală, cel puțin 3 luni de aici încolo să-i dăm bani. Altfel, până se așează noi
să-i zic șef acolo, până se mișcă, se duce și anul ăsta. Deci, aduceți-o aminte, domn primar, e bine că ați revenit, că noi am umblat la excedent și am asigurat salarii la grupul ăsta. Iar îți faceți aceeași greșeală și să vă repet și pot să vă corectez încă o dată, plata, excedentul nu se poate folosi decât pentru obiective de investiții, nu pentru plată salarii sau alte lucrări de reparație sau alte lucruri. Deci, cu părere de rău, nu avem cum să facem. Eu țin minte că s-au umblat la excedent atunci, așa am... Din bugetului sau... I-am plătit. Nu, din excedent nu se poate așa ceva. TVA-ul ăsta ne intră lunar, nu? Când revine la comun. Se pare că nu intru lunar, vine periodic. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Discutăm de ce, nu, haideți să discutăm de ce ar trebui și de ce cum intră. Deci noi oricum banii ăștia... Nu trebuie cu bani concret, nu cu ce ar trebui. Oricum banii ăștia îi recuperăm, asta era ideea. Nu că, vezi, Doamne, vreau eu să întâmple așa. Mulțumesc. Acum o să cer, bine, doamna contabilă, și o să vă spun, dar din calculul meu cam așa mi-a ieșit. Nu mai sunt... Dacă nu este nimeni ca să ia cuvântul, să punem la vot amendamentul doamnei Temea. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotriva, abțineri. Ne cerem 15 voturi pentru, da? Acum să punem proiectul de hotărâre în forma amendată. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Domnul Rezultate, 15 voturi pentru, da? Da. Trecem la punctul de diverse. Domnul Brăzeanu, mulțumesc. Înscrieri la cuvânt. Da, să mă trebuie să continui ideea. Vă scuzați că am intervenit mai cu forță. Da. Așa-ți președinții. Așa e normal. Cine urmează? După domnul Tăpescu la cuvânt, domnul Dăvoc. Domnul Butnaru, de pe mână. Domnul Butnaru. Da, mai dorește cineva? Domnul Căliman. Da? Lista rămâne deschisă. Domnul Tufescu. Da, revin la problema din Bazga. O să vă rog să-mi specificați pe ce uliți interveniți și dacă aveți în vedere și celelalte uliți unde s-a, după ultima ploaie, s-a cam distrus drumul și am văzut că ați fost pe ele și le-ați văzut pe o parte din ele. Și acolo trebuie neapărat să interveniți, nu știu, cu buldo primării care... Ce-am dus? Scuzați pe dacă nu sunt ascultat, că vorbesc degeaba. Da, două minute. Da. Gata, mulțumesc, doamnă. Da, continuați, doamnă. Am văzut că ați fost pe o parte dintre ele, ați văzut că sunt, nu sunt ok. Știți că avem conceperea școlii și vedem că și guvernanții ăștia tot pasează problemele de la unii la alții. La noi, la Răcătoare, ar fi o problemă cu grădinița care se află în construcție. Asta e un lucru bun. Asta dovedește că se mișcă treburile, cu toate că mulți zic că nu se mișcă, trebuie o schimbare. O să vadă schimbarea după aia. Deci avem nevoie acolo să vedem cum procedăm și cum găsim soluția pentru a strămuta copiii aceia. Noi, când am discutat, am găsit niște soluții, să vedem și... În Consiliul Local, cred că trebuia și o rectificare de niște bani acolo ca să modificăm cumva. N-ați specificat lucrul ăsta. La fel e problema, nu știu dacă ați primit ceva de la guvernanții ăștia de sus, legată de asigurarea materialelor sanitare, în ceea ce privește măști, dezinfectanți și așa mai departe. Băi, nu să Hai, faceți-vă, Paul. Da.
Deși domnul Orban spunea că profesorii și elevii s-ar siguri moștile, în schimb, niște școli din județ și vă dau, nu de la noi, din alt județ o să vă dau, să vedeți despre ce este vorba, au făcut o reclamație la institutul, la ITM și au câștigat și ca și răspuns le-au spus clar, angajatorul are obligația prin contract să asigure materialul necesar, adică dezinfectant și ce trebuie pentru angajați. Asta înseamnă că Consiliul de administrație a școlilor trebuie să prevadă bănuți pentru asigurarea măștilor, atât a elevilor, cât și a profesorilor. Pentru că este câștigat. Comunicatul este dat. Acum vom vedea ce se întâmplă. Până ce se va întâmpla marea minune, să vedem ce putem noi face la nivel de Consiliu Local pentru copiii, măcar pentru copiii din comuna noastră. Cam atât, domnul primar, o să... Mulțumesc, la fel cum am subliniat și mai devreme, deci e clar că primordial în următoarele două săptămâni trebuie să ne asigurăm că școlile vor începe în condiții de siguranță. Respect părerea colegului meu, domnul Tofescu, dar țin să reamintesc faptul că la această dată trebuia să avem o școală finalizată la Socodor, iar faptul că dumneavoastră ați acceptat, practic, până la finalul anului să acceptați ca ea să fie gata doar în proporție de 51%, nu face decât să facă din acest proiect o nereușită a actualei administrații. În condiția actuală de pandemie, cu atât mai mult acei copii trebuiau să înceapă școala în siguranță. Dar, foarte bine că se lucrează și la grădinița Răcătău, însă trebuie să vedem mult mai mult. Sunt proiecte de infrastructură, vedem și în jurul nostru, în alte comunități, unde lucrurile merg mult mai bine, unde se lucrează într-o viteză mult mai bună. Există o presiune pe constructor, se lucrează. Constructorul de la școala Socodor l-am avut aici în ședință acum o lună de zile, când de asemenea am tras un semnal de alarmă că nu se lucrează cum trebuie și ne-a promis că va face tot posibilul ca acolo să se lucreze. A turnat planșeul din nou o lună de zile, aproape nu a mai fost nimeni pe acel șantier. Ne-a promis că va face demersul și anunțul și va angaja personal, că a recunoscut practic că are nevoie de personal. N-am văzut niciun demers în acest sens. Umblăm în comună, vedem oameni care se plâng că nu au locuri de muncă, care sunt navetiști, care fac... Și noi tot acest timp acceptăm ca un constructor să-și bată joc de noi pe banii noștri. Și nu e în regulă să se întâmple așa ceva. De ce? Dumneavoastră știți cel mai bine acest lucru. O să vă dau câteva probleme punctuale din zona Recea, strada Caisului, unde mașina de salubritate nu intră. Acei oameni sunt nemulțumiți de faptul că, deși au făcut mai multe solicitări, nici nu s-a spus că e problemă cu o creangă de copac, au tăiat copacul, la fel, continuu, la ei nu se ajunge. Strada Poștei, deja sunt câteva săptămâni de la acea ploaie serioasă care a creat inundații în zonă. La momentul ăsta șanțurile încă sunt pline cu apă stătută, o mizerie de nedescris, un miros insuportabil. Deci oamenii ăia s-au spus și sunt sătui. Voiam să vă întreb dacă la momentul recepționării drumului județean sunteți siguri că e în regulă, că acolo s-a făcut o singură trecere, un singur loc unde poate să treacă apa, unde există cădere de la drumul județean. Toată lumea, deci e o problemă evidentă acolo. Acea stradă Poștei avea șanse și pe partea dreaptă. Nu este. Deci acolo e o problemă la fiecare ploaie, acolo deja e colmatat. Acel podest deja e colmatat. Deja e până sus, plin cu pământ. Deci acolo trebuie intervenit de urgență. Așteptăm să vină din nou ploile, care automat vor ajunge. Acei oameni mi-au spus clar. Deci ei nu mai au în grădină absolut nimic. Deci totul a fost compromis. Nimeni nu i-a băgat în seamă. Deci la momentul ăsta, v-am spus, gunoaiele stau pur și simplu pe drum. Și cam ajuns la partea de gunoaie. Inclusiv mai devreme am avut o discuție, faptul că facturile de salubritate sunt din ce în ce mai mari. Avem acea taxă de gunoi pe care o colectăm, care categoric este insuficientă pentru a asigura tot anul plata. Avem acea subvenționare de la bugetul local, cu care eu nu am fost de acord încă din prima zi, pentru că acceptând acea subvenționare, practic, am pus povara cheltuielii tot pe aceiași oameni, pe bunii platnici. V-am spus, n-am văzut un demers de informare către colectare selectivă. N-am văzut nimic pentru a face în așa fel încât taxa aceasta de salubritate să scadă. Mai mult decât atât. Deci colectăm mult, e clar, colectăm foarte mult în raport cu celelalte comune.
la o populație mai mică, deci am făcut și această comparație, și tot în acest timp câmpurile noastre sunt pline de gunoi. Vă invit să faceți o plimbare pe Tasin, la Sohodor, să vedeți în ce hal arată acolo, și acolo dacă vine garda de mediu, mai plătim încă un miliard, cel puțin probabil o amendă serioasă. Deci este de inacceptat faptul ce se întâmplă cu problema salubrității. Deja e târziu la final de mandat să mai luați măsuri, s-au adus acele pulbele, oricum e tardiv, dar măcar pentru că s-au adus, faceți colectare din poartă-poartă, informăm cetățenii, încă se dau foc, deci toată lumea spune, toată lumea pune acele peturi separat în saci și acele peturi nu sunt ridicate, deci sunt lăsate acolo, tocmai pentru că s-ar umple foarte rapid mașina din gunoi și probabil nu s-ar mai încadra să colecteze în aceeași zi toată zona. Multe probleme la final de mandat, din păcate au fost mult prea puține soluții în acești 4 ani. Asta am avut de zis, cel puțin măcar să încercăm să mai salvăm și să mai poate. Mulțumesc. Domnul Burdaru. Da. Aceeași problemă care a indicat-o domnul Tupescu cu grădinița. Noi astăzi am avut Consiliul de Administrație, sunt 3 grupe acolo și ne-am gândit așa. Renunțăm la sala de sport, o grupă rămâne în sala de sport. Iar 2 grupe trăiesc în cămin. De ce? Noi aveam și alte idei după amiaza la Recea, sub nicio formă. A venit o ordonanță recentă. Grădinița, ciclu primar, clasa 8-a, clasa 12 obligatoriu vor învăța dimineața. Da, astea am trimis eu Mălăcescu. Eu știam despre ea și am Mălăcescu, cred că vă transmis-o. Nu, tată, dar noi nu suntem lumea asta, n-avem... Și eu știam de treaba asta, da. Vreau să spună Mălăcescu? Ce? Așa. Ca vorbesc. Deci, acolo, dacă vom amenaja în cămin 2 grupe, asta vreau, aici vreau să ajung, obligatoriu trebuie rezolvată apa curentă, toaletele și centrala. Da. Sau ar mai fi o soluție acolo, fiind sala mare, domnul Costel, și fiind frig, despărțită pentru 2 clase mari. Unde? Acolo, la cămin. Și duse două grupe din astea mici și de pitici, acolo unde sunt mai mici, să pot fi încălzite mai bine. Asta e, da. 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 Dar am înțeles că apa nu merge, pompa e stricată, centrala iar nu merge. Deci... Asta când vine în care am băgat miliarde în acești 4 ani de zile. Păi nu s-a mai făcut, s-a făcut numai instalația electrică. Nu mai instalația electrică, atât, instalația electrică. Părinesc că este nevoie de un aviz la Ministerul Învățământului, ca să poți să... Părinesc că nu ducem noi de capul nostru cu fiind bine. Păi nu, că ei, nu vedeți că și cu pandemia și cu măștile și cu toate astea au aruncat pe... Consiliul local și pe... Pe autoritățile locale și Consiliul de Administrație și la școală. Asta au făcut. Și noi ne descurcăm. Atât, domnul. Vă mulțumesc, domnul Caliman. Domnul primar, în legătură cu podul ăsta de la Zodia, ce să mai facem? Așteptăm să fie iarna, să înghețe, să pușem trecerea. Da? Răspund? Da. Asta mă răspund. Domnul Crețu. Deci, vreau să spun de podul de la Zodia. Să fie mare că s-ar putea să ne cadă podul ăla de acolo. Să ne-a rupt cu agricultura complet. E să insistăm să s-ar părea că vremea asta ține și început să-l începe. Deci, sunt 2 luni, nu s-a mișcat nimic. Noi am luat podul ăla vechi, mai degrabă lăsam acolo, și ei au făcut 2 găuri acolo, chiar m-am dus și m-am uitat, și cu asta bă. Să știi de podul ăla de acolo, că este pericol, trec tiruri cu marfă pe acolo, cereale, oricând se poate. Deci trebuie să-i atenționăm, să-și aduc forță din muncă mai multă și să încercăm să-l finalizăm. Am rugat în 4 ani ăștia cu rigor, de aici din față, la primărie. S-a aprobat și sumă, domn primar. Haideți, doamne, să facem, să arăte și frumos în fața primăriei. Cineva spunea că e interesul vostru. Noi ce interesul? Interesul meu, că vine și mă inund, într-adevăr. Dar primăria are nevoie de rigoarea asta. Avem banii aprobați și nu vrem să ne apucăm de treabă. Nu știu. Nu a fost de-a. Mulțumesc. Scurt, domnul primar, legat de ce spus domnul Crețu, drumurile agricole toate sunt varză de la proiectul din vară. Deci nu se poate... accesul nu este în regulă cu utilaje mari. Deci trebuie o lamă pe situații drumurile agricole.
îndrepte. Da. Domnul Dudulică. Domnul primar, legătură cu tauleta de la Suhodol. M-am întâlnit cu domnul director Lucaș. Așa. Mi-a spus că nu se respectă proiectul care e asta, știți, da. Și așa. A, și mai avem și, nu, nu, lucrătorii aia care sunt acolo, ferma aia care este. Termin, domnul. Și v-aș să verificați dumneavoastră comisia care da, este, așa. Da, vă răspund și acolo. După 27 septembrie. Domnul președinte, da. Un minut. Da, scurt. Toaleta nouă de la Răcătău nu este în regulă, nu s-a făcut recepții, peste două săptămâni începe școala. E scurt circuit, sar toate siguranțele. Neapărat lua legătura cu nenea Iancu să vină să refacă tot. Și plus capacele nu stau la WC oricat, da, se începe școala în două săptămâni, recepția e făcută acolo. La Rece s-a făcut? La Rece e regulă, da. Recepția, da. A spus că trebuie schimba hidroforul de la Rece, că nu face față. Recepția e făcută. Deci acolo este scurt sar siguranțe, nu pot folosi nimic în școală. Astea-s și eu am ceva, domnule. Pumpile ideal care s-au băgat atâta bani în ele, domnule. Atâta interes a fost pentru oamenii de acolo să aibă și ei apă. Și acum, pentru că nu se poate pune o pompă, toată lumea cere miliarde pentru pompă, miliarde pentru balastre, tot felul de prostii. Mă rog, nu poate nu-s prostii, am greșit eu, necesitate. Acolo e un minim, domnule, nevoie oamenii de acolo. Deci, pentru că avem apă acolo, nu trebuie să reparăm pompile. Domnul primar, vedeți cum... Sau ne lăsați după 27? Nu. E oricum răspunsul. Hai să zicem. Domnul primar, dumneavoastră, tot așa aș dori să știu când încep lucrările la drumul la gălie, când după ce am făcut lucrurile. Dar aș dori să știu și la asta momentul. Bun, haideți să începem de fără zi. Toamnă școlară, de adevăr, este o problemă destul de serioasă, în care... Am un, nu știu cum să mai exprim, o durere așa destul de mare, pentru că Guvernul României a promis multe și mărunte și suntem în impostaza, suntem cu două săptămâni înainte de a începe anul școlar, în care nu se știe nici la ora actuală cine va dota copiii, cine va dota profesorii cu măști, cu dezinfectant și mai nou. Tablete. Și cu tablete. Țin minte, acum 5 luni de zile ne băteam cu pumnul în piept, să luăm, așteptam hotărâre de guvern. Și acum? Se pare, și acum tot, suntem în același loc ca cu 5 luni de zile, în care, și dacă eu am primit o adresă trimisă mai mult spre școală, și apoi și spre știință și administrații publice locale, în care trimisă de Guvernul României, în care ne spune felul următor. Achiziționarea în condiții legii de care autoritățile publice locale sau unități, și asta se referă la toate, unități sau unități școlare preuniversitare de stat, după caz, de echipamente de protecție medicală de tip măști dezinfectați în limita valorii de 50.000 de lei, euro echivalent în lei, în cursul valutar, în fine. Achiziționare și de tablete și la fel toate sunt în condițiile legii. M-am bucurat. Am zis, bă, în sfârșit se mișcă ceva. Vreau să vă spun, și aici am citit după bucuria de acolo, decontarea achizițiilor, de să facă o achiziție într-un proiect european, toate chestii. Atenție la câteva termeni. Lansarea ghidului solicitantului în dezbatere publică în perioada 7 septembrie, 30 septembrie. Școala începe pe 14. Deci lansarea solicitantului de dezbatere publică. Lansarea oficială a apelului de proiect începe cu data de 15 octombrie. Depunerea cererilor de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile pentru, ce v-am spus eu, tablete, măști dezinfectant, așa, în perioada 15 octombrie, 15 ianuarie 2021. Încheierea de contracte de finanțare începând cu data de 1 decembrie 2020. Depunerea cererilor de rambursare și decontarea cheltuielilor cu achiziții publice efectuate începând cu data de 15 decembrie 2020. Deci, vă dați seama că primul termen, abia lansarea ghidului respectiv, începe pe 7 septembrie. M-aș fi așteptat să spună concret, domnule, achiziționarea se ocupă autoritatea publică locală, școala, dacă în cazul în care este personalitate juridică, sau, nu știu cum, altă modalitate de lucru. La ora actuală vreau să vă spun că am primit numai sfaturi
sume alocate pentru deschiderea anului școlar în condiții optime de siguranță nu sunt primite de la Guvernul României. Chiar vă rog, domnul Tufescu, după ședință să-mi dați ce ați zis dumneavoastră, da, că s-a câștigat chestia asta. Vă pot citi că nu durează mult. Adică, deci, cei de la sindicatul din Timiș și din învățământ au făcut o adresă, o solicitare către ITM, asta însemnând Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș, să le dea un răspuns cu privire la cine trebuie să le achiziționeze măști, pe aici ne referim la cadre didactice și nu la ele. Am înțeles. Discutăm despre angajați aici. Da. Inspectoratul Teritorial de Muncă le-a dat următorul răspuns. Conform codului muncii, Ministerul Educației are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă. În aceste condiții, din moment ce cadrele didactice sunt angajați ai Ministerului, această instituție trebuie să respecte prevederile codului muncii. Deci au obligația... au obligația conform legii. Toată lumea avem obligația conform legii, da? Acum, întrebarea este pe care și-o pune guvernul, va respecta legea sau nu va respecta legea? Noi ce putem face la nivel de unitate școlară? Prin întrunirea Consiliului de Administrație solicităm către Inspectoratul Școlar achiziționarea de aceste lucruri pentru cadrele didactice. Și atât putem să facem în momentul de față. Cadre didactice și lăsăm, să zicem, în grijă a Inspectoratului Școlar, da? Da. Copiii. Copiii, da. Pentru copii, la nivel copiculeț, la nivel de comun. Haideți să o luăm așa un calcul simplu. La nivel de comună avem 700 de copii înscriși în cele două OPJ-uri, da? Da. Discutăm de 2-3 măști pe zi, să zicem. Să zicem. Care două ori mască. Da. Deci, bun, la două ori... Deci copilul vine de acasă, da. Cum s-a întâmplat la examen național. Copilul vine de acasă și predă masca cu care vine, că și un microbus va circula cu mască pusă. Păi și lasă masca, o pune în coș, cine va fi responsabil primește o mască, după două ori această mască trebuie locuită, cu altă. La două ori, da. Da, după ce este cadrul 4 ori, minim 3. Eu am pus o medie de 3. Dacă sunt 6 ori, da. 3. Cele mai mici prețuri pe care le-am văzut afișate, dar o să mai discutăm și pe seapă, este în jur de 2 lei. 3 ori 2 vine 6. Mulțiți 700 cu 6 lei. Și vă dă un 4.200 de lei pentru o zi, pentru copiii din comuna Horgești. Ei, înmulțiți cu 20 de zile, cât are o lună, și ne urcăm undeva la 840.000 de lei. Deci, aproape de un miliard într-o lună. Numai măștile. Numai măscuțile. Am zis numai măști. Am zis destul de clar. Adică am avut cu COVID, măi. Eu, acum, nu, hai să privim lucrurile, nu, hai să privim serios lucrurile. Aici legea spune că pregătitoarea și ciclul preșcolar nu poartă. Bun, dăm 100 de copii, cât o să fie. 150, dar 600 tot rămân, ne mai ducem încă 100 mai puțin, în fine, așa. În fine, tot pe acolo suntem. Deci suntem undeva la 750, nu mai este 840, dar 75.000 de lei. Deci într-un două luni, ca să asigur numai măștile pentru copiii din ciclu primar și gimnazial din comuna Horgești, ne trebuie 1,5 miliarde. Plus femei, oameni, servicii, învățători. N-am zis, aia n-am discutat. N-am discutat. Am zis că se discută în inspectoratul, cu toate că și acolo rămânem la... Se nu trebuie. Am citit și eu cu stupoare ce ați citit dumneavoastră, declarația primului ministru al României, care a spus că atât părinții cât și elevii, trebuie să asigure mască. Nu. Au spus că copiii defavorizați, persoane defavorizate, vor primi măștile de la guvern. Copiii când, domnul secretar, asta vreau să vă spun. Eu am spus... Ce facem pe data? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Suntem pe 14 septembrie, ne ducem copiii la școală. Ce facem în momentul ăla? Îi învățăm, nu-l primești pe curtea școlii copilul că n-are mască, părintele lui n-are posibilitatea să-i dea mască. Sperăm că guvernul știe că pe 14 septembrie... Domnul primar, da. Eu am cumpărat o mască de la farmacie, că am zis că e valabilă 2 ani, pot să pot mai mult. Foarte bine! Da. Adică haideți să nu privim lucrurile atât de simplu. Sumele sunt destul de mari. La ceea ce vă spun eu, deci numai măscuțele astea punem și dezinfectantul, mai punem tablete. Tablete să dați Dumnezeu să fie bine. M-ați înțeles dumneavoastră? Punem și dezinfectantul, ne urcăm undeva, hai să nu fim așa orientativ, în jur de care vine, vă avem bani de la un miliard pe lună.
și scenariul ce? Gândiți-vă dumneavoastră că până la sfârșitul anului n-a trebuit 3 miliarde pentru dezinfectat și măști pentru copiii din ciclul gimnazial și primar din comuna Horgești. Lasă să vină COVID-ul, domnule. Nu. Asta vreau să spun. Haideți să gândim posibilitatea, exact cum ziceam mai devreme, de a asigura prin Consiliul Local o rectificare bugetară. Nu știu, sincer vă spun, nu știu de unde putem suporta noi cele 3 miliarde din bugetul local pentru măști și Da, eu sunt sigur că ceva bani vor veni de la Nu investiția, când? Când? Dacă banii... Au primit de la Uniunea Europeană atâția bani. Uniunea Europeană spune aici, domnul Buzdan. Deci Uniunea Europeană spune ce v-am citit eu. Lansarea ghidului ăsta este cu sume nerambursabile. Sunt 100 de mii de lei de euro, pardon, 100 de milioane de euro. Bine, pe total, nu. În limita unei valori de 200 de euro de tabletă pentru uz școlar. M-ați înțeles? Pentru ce pune lasă să ne imunizăm natural. Nu știu. Nu. Hai să vorbim partea serioasă a lucrurilor. Că e natural, că dacă ferea Dumnezeu să îmbolnăvește copilul meu sau copilul dumneavoastră, n-ați mai ziceți așa. Deci, doamne, autoritatea publică locală nu a luat nicio măsură, conducerea școlii nu a luat nicio măsură. Nu-ți mai privi lucrurile așa. Deja sunt nenumărați părinți care ridică problema asta. Eu ce vă spun, că eu am discutat și eu cu oamenii în momentul ăsta. Sunt oamenii care refuză să-și dea copiii la școală dacă nu sunt asigurate minim de condiții. M-a întrebat cineva, dați-mi dați voie, în discuțiile avute. Domnul primar, dar nu vreți să se deschidă școala? Îmi doresc să se deschidă școala, dar în maximă siguranță, să fie în siguranță. Pentru că așa, numai de dragul de a deschide școala pe 14 septembrie, o facem. Eu am înțeles în felul următor, că degeaba dezbatem noi aici, că nu avem nici un ban și vorbim exact ca să ne aflăm în vorbă. Eu am înțeles în felul următor, că guvernul, acolo unde este necesar, deși unde sunt persoane defavorizate și în special în zona rurală, vor asigura fondurile necesare pentru desfășurarea învățământului în unul din cele patru scenarii trei scenarii. Și acasă, și online, și în mod direct, și așa mai departe. Acum toată chestia asta bănuiesc că directorul școlii, directorii școlilor din comună trimit către inspectorate sau trimis deja către inspectoratele școlare județenii situația, se centralizează undeva la nivel de guvern. Și dacă, să spunem, săptămâna viitoare o să primească comuna Horgești suma de X lei necesară pe o primii fază de tablete sau de măști sau nu știu ce, nu văd de ce nu ne putem aduna în 24 de ore. A, bine, asta nu-i problemă, să facem, iartă-mă. Și să începem. Iar ce cu ghidurile astea cu tot, asta înseamnă ca Uniunea Europeană să deconteze guvernelor țărilor respective care au cheltuit bani. De baza proiectelor. De asta nu-i treaba noastră. Degeaba ne strufocăm noi cu aia. Da, problema este... Problema... Păi nu facem noi ghidul și alea proiectele. Problema este să vedem acum, într-un termen scurt, bănuiesc eu că azi a fost o ședință de guvern, s-a lansat o hotărâre care trebuie publicată și mâine, poimine, probabil că se vor lua măsurile respective. Nu cunosc situația care a directorilor, dar eu sunt convins că directorii școlilor, nu numai din comună, sunt preocupați de modul ăsta mai mult decât suntem noi, care facem aici un fel de politică și tot dăm vin, ba pe unul, ba pe altul, că nu se ia măsuri, că nu se termină școala, că mai știu cum. Eu am discutat și cu domnul director cu privirea la rândul dumnealor, au făcut un apel și către noi. De-a ne susține în toată chestia asta, m-ați înțeles? În afară de Guvernul României sau cu inspectoratul școlar, prin inspectorate școlare, au făcut adresa atât conducerea școlii de la Răcătău, cât și cel de la Borcești, către noi, să-i sprijinim într-un fel. Da, care în urma revoltii părinților, că domnul Mișcu nu e informat, că părinții s-au revoltat și au spus așa, când împarte mărțile alea la ușă, vine X care zice că taică sau maică să au bani și nu-i dă mască, psihologic copilul ăsta e, copilul ăsta este foarte maltratat, îi dă lui celălalt că vezi, doamne, că nu știu ce. Adică învățământul și copiii au egalitate de șanse în învățământ. Și s-a renunțat la ideea asta și au spus așa, părinții și profesorii să cumpere măști. Bun. Și-au terminat discuția. Nu, încă o dată, acum vă vine cu întrebarea. Copilul X al lui nenea Gheorghe, care n-are posibilitatea să are 5 copii sau 7 sau 10 și n-are posibilitatea să ia mască, n-ar mai primi la școală?
Îi îngrădești dreptul de la învățământ? Sau vă spunea domnul Popovini cu asta vă întreb. Păi, da, sau invers, tot ține toată ziua. O urde, copilul o urde, nu vedeți că abia sunt noi maturi cu masca. Copilul o urde. Ce faci în momentul ăla? Așteptăm să vedem ce se întâmplă până la copii devin defavorizat. Deci de vreo ai probleme. Bun. Orice venit prea ele. Deci în fine, noi sperăm că... Ce-o intrat în școală sănătos? Noi să găsim... Da. Păi eu ce vă spun, domnul? În fine, nu discutăm. Problema este, încă o dată vreau să vă spun, să așteptăm, iar în caz de nu, măcar pentru luna septembrie, pentru că suma, v-am spus-o, care, eu am făcut un calcul care se ridică la nivel de comuna Horgeș, că până la urmă, exact cum a zis domnul Tupescu, toți copiii sunt cu drepturi egale, nu poți împarți, îți dau sau ție nu-ți dau, dacă e urât făcută chestia asta, așa, să vă, ne chemăm într-o... Eu tot mai cred încă în Moș Crăciun, ci când nu vine în septembrie, dar totuși îl aștept. Așa? Dacă nu, să facem o extraordinară, să alocăm măcar bani pentru achiziția de măști și pentru toate chestia asta, pentru jumătatea lunii septembrie. Deci, măcar din bugetul local, poate până la 1 octombrie, se poate așeza ceva. Se poate. Poate recupera bani. Alocăm bani pentru copiii noștri până la urmă. Bun. Revenim la grădiniță. Deci asta este referitor la începerea anului școlar. Sunt condiții destul de dificile. Partea proastă este că nu putem să punem la dispoziție toate pentru desfășurarea în condiții optime. Deja e atipic faptul că e cu măști cu toate chestiile astea, dar suntem în imposibilitatea, zic eu, cu sume alocate și sumele sunt destul de consistente pentru puna desfășurare. Că o să se desfășoare cu scenarii, cu online. A doua problemă, tot referitor la anul școlar, și aici revenim la grădiniță, este vorba de spațiu. Dacă în celelalte școli, și mâine, astăzi a fost un consiliu de administrație, eu nu am putut ajunge, dar mi-am spus părerea mea cu posibilitatea de a aloca două săli de clasă în căminul cultural și una, am zis, cu propunerea la sala de sport pentru buna desfășurare, mâine am ședința și la Consiliul de Administrație la Școala Horgești. Și la noi. Și mâine al doilea Consiliul de Administrație și la Decătău, în care aici ne lovim cu problema spațiului la Sovodor. Gândiți-vă dumneavoastră dacă la Decătău, Horgești, Recea, se putea merge în al doilea schimb, adică mergăm, sunt 30, faceți așa o discuție, 30 de copii într-o clasă, îi putem, având în vedere distanțarea socială care se... trebuie să se fie respectată. Se poate interveni cu următorul jumătate de clasă până la o anumită oră și jumătate de clasă la a doua. Gândiți-vă la școala Teodor, unde sunt două schimburi full de dimineață până după amiază. Unii ducem copiii ăia, cum îi împărțim și gândiți-vă, și gândiți-vă încă o dată, și gândiți-vă la spațiul existent la școala Sovodor. Deci ca să ții 15 copii, nici nu văd că o să intre 15 copii într-o prima grupă. Noi am învățat foarte ușor pe cei de la Recea la Răcător și pe cei de la Răcător la Recea. Bun. Deci puteți să-i aduceți, aveți spații libere la Horgești. Bun. Revin cu a doua întrebare. De acord cu dumneavoastră, cu ce aducem? Noi am învățat. Cu cei care microbus? Care nou? Vine? Care trebuie să vedem. Hai să nu vorbim cu lucruri concrete. Hai să nu ne mințim aiurea și să ne păcălim. Stăm din 10 ani. Concret. Îi prim, dar dacă nu ne dă, ce vrei să facem? Am solicitat. Ce vrei să facem? Cu ce aduci copiii ăia acolo? Asta vreau să spun. Bun. Aici ajungem la situația în care școala Sovodor trebuia să fie gata. Bun. Domnul meu, de acord, bă, domnul Claudiu, la motivul ăsta e cam campanie electorală. De acord, a început. M-a dat ce făceai în locul primarului Gheorghe Cioroabă când în luna iulie nu era, când era situația de școală. Până în septembrie se termina? Problema nu e din nici. El nu termina nici așa. Treaba dumitare, de Dumnezeu să fii primar și faci. Ordinul de începere e de mult. E mult, e un an de zile. De 2 ani de zile vă cer. Un an de zile. Pot zodia în școală să fă două. Ordinul de începere a lucrărilor. Ordinul i-a dat, domnul meu. Păi l-ați dat și atât. Bine. Bun. Și atunci ce vrei să fac? M-a pus să o construiesc școli? Așa, revenim. Revenim. Haideți să revenim. Bun, revenim. La grădinița Răcătău. Într-adevăr s-au început, pentru că au fost într-adevăr situații. Noi le vedem afară. E ușor să treci pe drum și să vezi. Da. Dar înăuntru, faptul că s-au făcut contestații, faptul că s-au început atât de târziu și acolo, că asta e situația. Până la urmă nu suntem, sunt niște termene legale pe care
într-adevăr, ritmul este așa, este în semn grafic, acolo, dar nu se poate începe, în niciun caz, nici nu ne gândim. Grădinița, v-am spus, a venit cu ideea. Bine ar fi ca la începutul anului și am să vin mâine cu propunerea, nu neapărat a două sări de grădiniță în cămin, că despățit căminul în două și să facem două sări de clase, două clase mari, mă refer de 5-8, hai ca să-i lăsăm pe cei mici într-o clasă mai mică, mă refer ca încălzit, ca și încălzire, m-ați înțeles? Deci o să discutăm și mâine ne putem discuta. Excludem, nu neapărat, eu nici nu știam de chestia asta, cum a zis dumneavoastră, cu să nu înveți grădința așa, faptul de a-i duce spre școala Recea, vrem să fie acolo, găsim spații legal, și la Soudor. Legal, care sunt pașii de urmat ca să puteți duce copiii în cămin? O să cerem, la rândul nostru, trebuie să vorbim cu inspectoratul, deci după decizia de azi și mâine, sunăm pe doamna inspector general și îi spunem, domnule, există vreo ca să poată să-ți desfășoare, că până la urmă același lucru se va întâmpla la școala Soudor. Identificăm spațiul. Astea sunt recomandări. Să caute alte spații. Bun. Nu numai la noi. Și un oraș. Haideți la Soudor. Dacă la Răcătă am reușit, la Soudor ce facem? Unii ducem copiii ăia. I-a ducem în Curgeni. Cu ce, domnul meu? Doare, dar sunt mașini personale. Domnul meu, na. În măsură, na, domnul Crețu. Dacă vrea să mergi în parte. Și dacă se întâmplă ceva cu copilul... 6 km, da. Și dacă se întâmplă ceva cu copilul ăla, cine răspunde? Domnul Crețu. Eu cu copilul meu mă joc cu trotineta pe drum. Avem asfalt acum. Bun, și dacă asfalt ce? Doare, îmi pare rău, trebuie să-l spunem. Trebuie să ne implicăm. Da, domnul meu. Deci, automat, administrația locală spune clar legea, trebuie să se implice. Bun, cu ce? Concret? Deci, tractor. Băi, ne implicăm. Sunt trei variante. Vorba la domnul Dumnezeu, prepunem în tractor. Domnul primar, eu am citit legea. E verde, galben și roșu. Așa. Dacă părintele nu vrea să-și dea copilul la școală, e roșu. Nu obligă. Nu, dar de ce galben, acolo? Galbenul jumate online, jumate vine la școală. Scenariu, păi care? Scenariu, păi îi dat de guvern. Așa. Și verdele vine toți elevii vin la școală. Ce așa? În cazul în care toți copiii vor să vină să participe la curs. Dacă vin toți, exact ce spunea, directorii se trimite hârtii la să ne zic compartimentele superioare, așa? Spune câți are online, așa? Spune câți are... Înaintele, domnule, toți copiii vor să înveți în clasă. Atunci trecem toți pe tabel și cerem de la inspectorat ajutor. Așa. Și noi, între timp, da? Mai umblăm la excedent și le luăm, mă, și ce o să le facem? Păi da, cum să nu te nebunezi dacă altă soluție nu găsesc? Dacă jumătate din corul online și jumătate din clasă, domnul Dufescu, cum îl împărțim? Că e învățător. Cu care lucrează? Exact. Păi da, aici la rândul nou. Dacă am o problemă cu voi și cu internetul. Intrăm dincolo. Și vreți să spuneți că în Gorgeași nu sunt oameni cu internet? Ba da. Nu v-ați cumpărat. Dar nu am zis că nu sunt. Bun, e o problemă, mai rămâne în discuție. Noi trebuie să ne gândim la începerea anului școlar și la spațiu de locativ. Bun, să așteptăm acum, în afară de cei înscriși, singurul lucru care poate să ne ajute, în afară de cei înscriși, să nu fie toți prezenți. Asta e ideea principală și mă refer la zona domnitor. Revenim la domnul Santa Poștei. M-ați întrebat un lucru frumos. Dacă am știut că proiectul respectiv, nu m-a întrebat nimeni, fiind un proiect al Consiliului Județean, nu m-a întrebat nimeni dacă e corect ceea ce s-a făcut cu drumul Poștii, mi se pare o cea mai mare greșeală. Din punctul meu de vedere, eu nu mă pricep la construcții. Dar ne-am lovit de efecte pe românești. Să dai drumul tot, începând de la Brusurata și începând de la Florescu, tot să-l aduni acolo și să-i dai drumul să curgă la apă, mi se pare o chestie... Da, se poate face adresă. Adresa cui? Este în garanție către Consiliul Județean. Bun, facem către Consiliul Județean. Că trebuie făcut ceva acolo. Bun, încă o dată spun. Noi, eu așa văd lucrurile. Ar trebui, dar anul ăsta, numai dacă facem, dar asta trebuie proiect. Ca să facă proiect și revenim după aia și la drumurile cele, și răspund jurul domnul Tufescu, care sunt drumurile. Din discuțiile avute, că am fost săptămâna trecută, parcă, cu un domn inginer pentru a face proiecte pentru banii veniți de la guvern, durează undeva fără avize, deci întâi trebuie obținut niște avize și niște
ridicări topuri și toate chestiile astea, în jur de 2-3 luni. Deci undeva ne-am duce până în luna noiembrie. Am zis că mă interesez, uite că n-am făcut-o, să vedem dacă banii ăștia alocați 310.000, perioada în care putem să-i folosim. Pentru că dacă sunt până la sfârșitul noiembrie, în niciun caz nu putem să facem cu proiect. În niciun caz. Bun. Da, eu așa văd lucrurile, acolo alocat, deci cu proiect, că fără proiect oricum nu putem să facem, un șandalat, plecând de, unii pleacă dumneavoastră, nu au terminat dumnealor, și ieșit suma jos la pârâu. Deci cu șandalat. Altfel, ceea ce facem acolo, am încercat noi cu buldo, e pentru moment. Asta e toată chestia. Bun. Situația gunoiului. Deci, dar nu mi-ați răspuns la drumul. Bun. Bun, cu drumul. Și aici răspuns și cu și drumul de la Galeriu, domnul. Bun. Deci am făcut în felul următor. Cele două drumuri care sunt pentru satul Bazga, și eu am situația aici, dar la Isu, nu poți vorbi din, chiar dacă aș vrea altceva, este vorba de strada Livezilor și strada Învrății. Așa, iar la două dormi Mihail Sadoveanu și Facului. Deci sunt cele două. Problema este în felul următor. Când am ajuns la Livezilor și când am explicat, și vă spun și unde, ca să știți, ca o locație, strada este Valea Bazgăi, așa, și când am explicat ce mi-aș dori ca să nu mai inunti zona aia, ca să meargă toți, așa, vă zic, nu știu dacă mi-ajunge toți banii alocați pentru Bazga, numai pentru ce vrem să facem noi acolo. Ați înțeles? Iar la Galer, am călcat tot. A doua stradă care este acolo? Înfrățirii. Aia care pleacă de la intersecție, care duce spre vechiul pod de Seret, care la ora actuală nu cred că îi devenim când nu ne ajung banii. E singura stradă care rămâne, este acolo. Mă refer la inundații și la raportul făcut din iulie 2020. Bun. Iar la Galer, discutam niște rigole și practic un poduri, atât aici la Mihăilă, la Spătarul, la Florin acolo, cât și la Bourici, la Bourici și la intrare și dincolo la Uluc. Deci toate zonele, deci cele 3-4 poduri ca să le facem, deci nu să punem tuburi, că dacă lăsăm tuburi, e același lucru, se colmatează înapoi și facem același lucru. Deci să se facă proiect pentru pod mare. Bun. Da, domnule, mulțumesc pentru ironie, domnul Păstic. Așa. Deci asta e ideea principală. E asta ce vă spun. Iar o să-mi trimite hârtiuțele, ce documente am nevoie pentru. Că altfel nu văd altfel. Dacă mai facem încă un tub, mai luăm un tub și-l punem un tub, tot acolo facem, numai să ne aflăm în treabă. Sau să mai balastăm ca să mai ia apa încă o dată. Dar domnul Dămoc, deci tratat cu ăștia am zis, la gunoi. Într-adevăr, situația este destul de dificilă. Dacă țineți-vă dumneavoastră minte, eu am zis că ne-am bucurat să dăm pubele, a fost un prim obiectiv, dar după ce au ajuns pubelele, există două probleme. Una, nu a fost chiar infuzia aia de plată a taxei de salubritate după ce primiți oamenii pubelele. Doi, oamenii noștri nu mai duc acum, e mai frumos, pun în pubela respectivă, m-ați înțeles dumneavoastră. Referitor la selectiv. Noi am făcut adresă, în afară de contractul care îl avem cu SOMA, am făcut adresă pentru dotarea celor 5 puncte cu containere cu culori respective pentru selectiv. Așteptăm să vină domnii să ne le aducă. Grădinița, legătură cu școala la domnul Budaru. Eu am luat legătura cu domnul Iancu, cu grădinița am răspuns. Că despre gunoiul de pe casă n-aveți cunoștință? Oarecum da, n-am fost la fața locului, o să merg să vedem despre ce e vorba și cum putem interveni. Dar pe cum trebuie să mergeți la Manuel, la cine v-am zis eu. Bun. Acum... Nu v-am spus în momentul ăsta. Nu. Nu acum. Acum după ultima ultimele ploi. Da, eu am fost în funcție, da. La Casa Parohială, da. Da. Ați fost. Știu, acolo, da. Și către cimitir la... Doamna de cimitare, da. Eu am fost în concediu și erau plicure. Eu v-am spus de-abat. Da, am înțeles. Deci trebuie să interveniți neapărat. Deci, grădinița, am răspuns, când am răspuns domnul Tufescu, cred că am răspuns domnul Bundaru. La legătura cu Iancu, de adevăr, noi am vrut să facem recepția
având în vedere că încep, cele patru, încep școlile a tuturor celor 2, 3, 4... Trebuie chemat urgent să rezolvi. 5 toalete interioare. Am discutat cu dumnealui chiar la începutul săptămânii. Am primit asigurări cu bine pentru a rezolva situația. La Port la Zodian. Am început, cred că, cu o lună de zile, cred că avem o lună și ceva. Problema, da, recunosc chestia asta. Am început cu forță, dar numai că ne-am oprit cu aceeași forță. De ce? La un moment dat, au intervenit niște probleme la pământul de acolo. Vreau să vă spun că am solicitat un studiu geologic a terenului respectiv, care ne-au dat calculele peste cap. Mă refer, locul unde s-a stabilit proiectul, pământul, la adâncimea unde a fost proiectul, este plin de aluviuni, nisip și toate minunile astea. S-au luat probe, iar acum se reface, să vedem, modalitatea de continuare. Nu ne putem permite să facem cap în prima fază, pentru că riscăm ca să nu aibă pământul respectiv, să nu ai susținere pentru cimentul respectiv. Și atunci prefer să întârziem decât să facem, cum să spun eu, pe repede înainte și să fie probleme mai târziu. Domnul primar, nu mai vorbim de repede înainte, dar proiectul tehnic nu a prevăzut aceste analize ale terenului unde o să fie? Proiectul tehnic, deci studiul de fezabilitate a venit cu un anumit, cum să vă spun eu, dimensiuni. Apoi, proiectul tehnic o respectat studiul de fezabilitate, m-ați înțeles dumneavoastră. S-a făcut analiză la fața locului sau tot fi făcut dintr-un birou de la Bacău și... Acum. Păi, și atunci, în momentul când au venit și ne-am lovit la fața locului, inginerul care se ocupa, a zis, domnule, constructorul a zis, domnul primar, stați un pic, eu când forez, eu scot numai aluviuni. Și atunci am solicitat un geotehnician care vine să verifice și am luat monstre de pământ. Au ieșit rezultatele care ne dă voie că pământul respectiv, care nu, evident, pământul respectiv nu ne dă voie să construim acolo. La fel ca și dumneavoastră, nu sunt inginer constructor, păi... dar și atunci când fac o casă, să faci analiză ca să vezi ce fel de fundații faci la casa respectivă. La fel bănuiesc că lucrează, a fost și în privința acestui pod. Cum să ajungi un... Deci după toate problemele care știm că au fost cu totul, să ajungi la momentul în care dai ordine de începere și vine omul să apucă de lucru și el zice că nu e bun terenul și că nu e... Executantul. Când au ajuns, deci, în săpat, mi s-a părut ceva ciudat, că scotea numai... Dați-mi voie să cred, înseamnă că și proiectul tehnic e făcut o improvizație. Așa. Dați în judecată proiectantul, păi ce pintează zic. Eu am luat legătura cu proiectantul să vedem ce soluții vede la ora actuală. Asta e toată chestia. Contract adițional, soluție și cu bani mulți? Nu. Eu sunt soluția. I-am luat legătura cu proiectantul, am avut o întâlnire atât cu Geo și cu proiectantul aici. Trebuie să vină cu soluția găsită pentru a continua lucrarea. Bun. La toaleta interioară de la Sovodor. Două variante. Au fost varianta cu proiectul tehnic, cu, cum vă spun eu, metalic alături, deci cu atașat exterior, la care aproape un an de zile, cel care a făcut inițial contractul nu s-a mișcat, ca să ajungă la un moment dat, și bine, am rezolvat contractul cu consecințele de rigoare, cu plățile de rigoare, întârzieri, în care nu există soluția tehnică de agățare de corpul vechi. Și am luat decizia ca la 14 septembrie și copiii din Sovodor să aibă toaletă interioară și am făcut într-o sală de casă o amenajare a grupurilor sanitare, care e aproape gata. Problema pe care o am întâlnit-o și acolo este că e foarte dificilă aducerea apei de afară și s-au legat, nu știu, cred că asta a fost discuția, am discutat și un pic și eu cu domnul director, aducerea apei s-a legat de la giuveta din interior. Deci, au luat apa din interior ca să o ducă la toalete. La pompele. Într-adevăr, anul ăsta am schimbat două pompe acolo, am un referat de a treia pompă, s-o luăm întâi, neavând debit de apă, nu știu ce se întâmplă acolo, deci două pompe sunt arse acolo. Anul ăsta, mă refer numai în anul 2020.
Problemele sunt că nu este debit necesar și rămâne undeva la jumătate, pompa rămâne la jumătate și sardi. Sunt cinci, pompa. Deci, și folosit așa cum se folosește. Eu asta mi-au spus cei care se pricep acolo. Deci cei care au făcut contratarea, mi-au spus două pompi arsă și, cum să vă spun eu, o să mă luăm a treia, dar facem același lucru. O punem și sardi și suntem în aceeași situație. Drumul la galerii, v-am explicat, v-am spus, atât pentru drumul la galerii, cât și drumul de la Baza. Am fost cu domnul inginer, constructor de drumuri, care v-a zis, trebuie să vadă panta pe care trebuie adâncimea rigolilor respective care se vor face. Pentru că dacă continuăm, de exemplu, noi am făcut la galerii de la Mihailă, de acolo până jos, la Gudării Șant, și având în vedere că debitul mare care vine de pe Valea Pusturii, pentru cei care știm, nu face față și podul ăla, tubul ăla care e la Mihail acolo, nu face față debitului care vine de pe Valea și tot o dat afară și iar o mers pe drum. La Ghiță Spătarul, la Florin Mihail. Astea ar fi problemele cu care ne confundăm. Eu vreau să vă spun, nu ne așteptăm într-o lună de zile va fi wow, sau nu sunt omul de, genul de om care îți fac promisiuni deșarte și vă spun acum totul va fi lapte și miere într-o lună de zile, nu vom face ceea ce nu s-a făcut în 4 ani de zile. Poate într-adevăr ritmul nu a fost cel pe care ne l-am dorit, dar consider că s-au făcut anumite lucruri și dacă am trage o linie la un sfârșit de mandat, eu zic că am ieșit pe plus, mă refer la obiective și ceea ce s-a făcut. De-adevăr, sunt multe lucruri de făcut. N-am spus că s-au terminat toate lucrurile în Comuna Hodești, din contra, sunt foarte multe lucruri de făcut. Am rămas dator cu o chestie, înainte de a vă spune asta, cred că dacă nu apare altceva, situația asta cu școala sau o altă rectificare bugetară, fiind în campanie electorală, fac apel la toți contracandidații și la toți participanții la această campanie electorală, fie ei pentru funcția de primar, cât și funcția de consilier local, la o campanie decentă, la o dispută pe proiecte și pe intenții politice și idei constructive pentru Comuna Horgești și nu la atacuri pe la persoană, și nu la jigniri, și nu la jigniri de familie. Că deja am văzut câteva lucruri urâte, ceea ce nu ne face cinste niciunuia dintre noi. Fie el atât candidat la primar, cât și la funcții de consilier local. Campanii electorale au mai fost, o să mai fie, dar viața, asta vreau să spun, nu se sfârșește lumea după 27 septembrie. Nu se sfârșește lumea pe 27 septembrie și haideți să ne uităm cu demnitate unii în ochii celorlalți și după data asta. Mulțumesc și am rămas cu o singură restanță. Într-adevăr, așa cum am bănuiam, necesarul salariilor în luna aprilie, trebuia mai, dar în fine, mi-a spus aprilie, este de 120.000 de lei pentru asistenți personali și indemnizați. Deci ceea ce am primit noi este, s-ar putea nici cele două luni restante să nu le putem... Dacă nu mai sunt bani... Mai sunt ceva bani în cont, rămași. Da, le putem două luni, dar sunt pentru cele două luni restante. Iar noi în septembrie ar trebui să dăm așa, iunie, iulie și august. S-ar putea ca luna august să rămânem, să dăm iunie și iulie și să rămânem în continuare cu restanțe și pentru luna august și până la sfârșitul anului. Asta e ideea principală. Deci, din păcate, asta este cruntul adevăr. Important este... Toată lumea vrea să fie bine, dar sunt și momente în grele pe care trebuie să le gestionăm. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi am solicitat suma asta, v-am spus, sumele de bani până la sfârșitul anului, dar având în vedere că este vorba de sume defalcate din bugetul de TVA, din bugetul consolidat de stat, ei vin numai prin alocări de la bugetul de stat. Vă mulțumesc
și vă urez mult succes tuturor celor care sunteți implicați în campania electorală și eu am o vorbă, cel mai bun să câștigi. Mulțumesc, domnule primar. Mulțumesc și eu.